domnilor și domnilor consilieri, cu cum asta la cunoștință, prelegăția numărul 219 din 15 iunie a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Din consultarea comunicii de prezență, sunt prezenți 14 consilieri locali, lipsind nemotivat domnul Popescu Stelian, domnul primar ședința și statutară și își poate desfășura lucrările. Astfel cum au fost transmise femeil, pe ordinea de zi a fost inserat de inițiat de intrăție de hotărâre. Ulterior, domnul primar a mai inițiat un proiect de hotărâre care v-a fost și acesta transmis, respectiv proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunității administrativ-teritorială comună Osus pentru perioada 2021-2023, proiect de hotărâre care a primit avizul Comisiei de Specialitate și poate fi inclus pe ordinea de zi. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot proiectul ordinii de zi modificat cu acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Odată cu materialele v-au fost transmise și procesul verbal al ședinței anterioare, cel din 27 mai. Dacă sunt discuții, completăm modificări cu privire la acesta. Dacă nu, îl supun la vot. Cine este pentru? Ca la fiecare ședință, vă atrag atenția asupra prevederilor articolului 228 din codul administrativ, care reglementează situația consiliului local aflat în conflict de interese. Iar dacă vreun consilier are un interes personal de o problemă supusă dezbaterilor de astăzi, îl rog să anunțe acum în vederea consemnării în procesul verbal. Dacă nu sunt astfel de consemnări, voi da cuvântul domnului președinte ales, domnul Vacar Ovidiu, pentru preluarea conducerii ședinței. Mulțumesc! Bună ziua! Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Oituș pentru lunile iulie-septembrie 2021. Comisie favorabilă la alegerile? Propune? Întrebarea asta a fost pe doamna Scutoa Erica. Cum? Propune, da, propune. Din partea noastră, propunerea este domnul Apostol Muntore. Din partea PNA. S-a propus. Da, s-a propus. Supunem la vot, domnul Apostol. Propunerea domnului Mugureanu. Vă rog, fiecare care a nominalizat titular să nominalizeze și domnul Mugureanu. Domnul Mugureanu, pe cine-i nominalizați ca să votăm întreaga propunere? Eva Caviria. A fost ales supleantul pentru cele trei care vor expira astăzi. Altcineva? Domnul Mugureanu, prea altcineva, pe cine? Îl propuneți tot pe domnul Vacar? Nu, Blaciu. Doamna Blaciu. Domnul... Ciobotaru, pe Cosmin. Cosmin. Stea. Stea. Cosmin. Propunerea domnului Mugureanu. Cine este pentru? 4. 4. Ceilalți împotriva, obține? Împotrivă? Abține? Abține. Abține. Propunerea grupului PNL. Cine este pentru? 10 voturi pe ajutor. Da. Și ceilalți împotrivă abține? Abține. Abține. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui teren la domeniul privat al Comunei Oituș, județul Bacău. Favorabil comisia. Domnul primar. Este vorba de terenul care a fost concesionat de 3 OMV la Poiana Sărată. Actualmente folosește mazaline. Contractul este a expirat și trebuie să scoatem din nou la licitație, pentru că ei în continuare folosesc terenul respectiv. De menționat, chiar dacă a expirat contractul, ținând cont de toată procedura pentru concesiune, va plăti retroactiv.
este bine de precizat că față de contractul care a fost încheiat în 1993, acum suprafața este mai mare. Este aproape dublu. Ceea ce înseamnă un venit suplimentar la buget. Și până acum au folosit acest teren, dar nu au plătit. Mulțumim. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii contractului de finanțare încheiat între Comuna Oituș și AFIR pentru proiectul modernizare a rețelei de drumuri de interes local în Comuna Oituș, județul Bacău. Comisia? Favorabil. Discuții? Domnule, la cine puteți spune despre? Este același proiect ca la ședința trecută. S-au omis să se treacă penalitățile. Suma care trebuie să o plătim. Da, da. Penalitățile. 2000 și ceva de reamă. 2700 de reamă. 2200. S-au omis să se treacă penalitățile. S-a întors. Deci, la formă, rămâne din noi. E același doar că nu s-au făcut penalitățile. Am înțeles. Supunem la vot. Cine este pentru? Suplimentar, proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul unității administrative teritoriale Comuna Oituș pentru perioada 2021-2023. Favorabil. Favorabil. Avizul. Domnul primar, aveți cuvântul? Este vorba de programul Cornul și Laptele. Banii vin de Uniunea Europeană așa cum se cunoaște. Este vorba strict de ocuparea procedurilor. Până acum s-a ocupat în permanență Consiliul Județean la nivelul întregului județ. Considerăm că este bine să se ocupe aceeași instituție, mai ales că deja cunosc mecanismele. Fondurile de urmă. Spune domnul Apostol. Întreba. Din moment ce Consiliul Județean a oferit această posibilitate, eu presim că era bine să mulțumim aceste activități. Pentru că, de exemplu, contractele de putem încheia chiar și cu firme din Oituș. De-a noi, care, oricum, aduceau servicii de calitate. În acest sens. Adică era un avantaj. Din raport de referat, că n-am văzut să iasă care sunt, ar fi avantajele și care ar fi dezavantajele. Singurul motiv că ar întreuna activitatea funcționarilor din cadrul de specialitatea primarului, nu are bază reală. Așa trebuie. Asta considerați dumneavoastră. Da. Da, e părerea mea. Nu știu, eu consider că era bine să ne asumă. Eu cred că ne-am legat la fapt. Gândiți-vă că banii sunt virați în contul Consiliului Județean. Consiliul Județean ne dădea nouă, noi dădeam mai departe la primă. Adică era o procedură care o prelungeam fără un temei. Doar de dragul să facem noi niște vârtiri și să zicem, domnule, uitați că am făcut noi produse de copii. Da, adică, de calitate. Dar mă aveam cu gând despre firma care distribuie aceste produse, adică produsele care le primesc copiii. Deci se organiza licitație, oricum. Nu, da. Nu, adică nu mai gândești. Nu, 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 chiar s-ar fi bucurat cei de la Consiliul Județean să ne preluăm noi răspunderea, pentru că nu e vorba de un contract de furnizare obișnuit, ci un acord cadru, tot timpul apar modificări ale prețurilor, adică sunt foarte multe bătăi de cap. Doamna cea de la Consiliul Județean s-a ocupat strict și a zis că pur și simplu nu mai poate face față, pentru că sunt foarte știți, foarte bine la un contract cadru care nu stabilește un preț concret. Adică nu a fost o analiză, ca să zic așa, sumară, a asumării sau neasumării. Chiar s-a discutat și
s-a luat în cunoștință de cauza această decizie. Bine, nu consider. Asta e părerea mea, consider că era bine să ne ocupăm noi de unul. Adică, de gospodării la această activități. O procedură de licitație durează și câte bani de zile și așa suntem, dacă văd. Adică e un singur, o singură persoană și mai sunt și alții în comisii care au și alte atribuții. De mai bine de o lună nu reușim să închidem licitația pentru grădinița de peste vale. Și mai durează să suntem în fața licitativă. Dacă ar fi la uitut, ar veni oameni uituți. Mă zic că faci multe licitații, nu? Aici ar fi cel cum i-a spus. Dați-mi un exemplu de o firmă care... Dați-mi exemplu de o firmă care produce și corn și lapte. Da. Nu, dar nu puteți fi așa. De asta să se dă prin program. Dar să fie două firme. Nu neapărat să producă două firme. Da. Dar ce toate societățile până acum au dat produs. Dar nu ne-a dat firmă. Au încitat contract, au încitat contract și au făcut achiziții. Pe viață pentru coșul la apă. Nici de cum nu a fost produsă cu aia. Nu direct. Păi bun, și atunci și-a presiune. Și ajută unui firmă din noi toți dacă ne face chestii din altă parte. Dacă spălăm bani la altă parte, care e? Spălăm bani? Dacă tu consideri că spălăm bani, nu așa că... Păi da, dar ea nu spunea un procent, că doar... Căpușa nu-i spălă. E căpușa. Dacă dorește firma lui voastră, citezi? Da, da, categoric. Firma de la tăi spune că cea mai distanță de la tăi. Sunt mai mari. Și ar avea profit mai mare în condițiile astea, nu? Eu mă gândeam la producători, de exemplu, și mere. Dacă ar producători, ar putea mere din la școli. Că și mere iau școli. Condițiile de participare la noi ar fi fost aceleași ca în Consiliul Județean. Deci nu împiedică cu nimic producătorul din Mătus, dacă există, să participe la această licitație. Mai arată șansa, să știi. Acolo, păi dacă trebuie cantate mult mai mare acolo. Păi și noi mai bine. Păi dacă nu are... Trebuie favorizat. Păi favorizat, nu. Dacă se poate acum. Vă aduceți aminte cu oameni cât s-a câștigat această acțiune cu Corul și Lapte. Ba, că a fost plecat la sfârșit. Singurul motiv din care l-a spus că era bine și la sfârșit, adică să ne ocupăm de această treabă, pentru că unitate, puteți să învățăm despre raza comună, poate eu pe raza comună, și ce spuneam, eu zic, mult mai eficient această activitate. Asta este motivul pentru care l-a zis, nu am. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 3. Cosmin, împotrivă? Abține. La diverse, cine se înscrie la cuvânt? Un apostol, Butucaru. Spune domnul Amost. Domnul Amost, au fost probleme deosebite când dați propusă. Au fost aceleași probleme în aceleași locuri. Cum s-a întâmplat la fiecare inundație din 2005, nu face. Cel mai grav... Adică se face deosebit. Sunt, peste tot. Sunt situații deosebite pentru că oamenii stau cu frică de fiecare dată. Cea mai gravă este faptul că dala de racordare de la podul de Călcăi a căzut. Dala de racordare de la podul Călcăi a căzut. Mâine o să avem o întâlnire cu constructorul care lucrează în curat la Transgaz, să vedem opinia lor, pentru că ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat din cauza lor. Au întârziat lucrările, mâine vor veni la primărie și vedem. Dar ei, autorizația de construcții sunt în termen? Da, sunt în termen. Da. Sunt în termen, dar... Păi am pus presiune, dacă făceau 10 metri de gaz, nu se întâmplă treaba aia, mă. Ce vreau? Da, 10 metri. Dar băneam că a făcut de luni zile așa pe acolo. Am stat degeaba. Degeaba, degeaba. Aveau tot timpul. Da, dar ei sunt în termen. Să nu dați în termen. Nu am vrut. Au greșit să le facă. Nu am vrut, sunt în termen. Nu, dar ce să le facă? Să nu vorbim voi. A fost o șapă lumea. Dar nu e cine o comisie de la prefectură să facă situația de urgență? Va veni. Da, că eu zic că situația se pretează asta de urgență să ne dai bani. Să facem lucrare și poate să ne dai bani înapoi. Vedem, încă se discută la nivel guvernamental, se ia în considerare, se fac verificări în teren. Deocamdată nu a deschis nimeni subiectul că ne dă bani. Nu numai nouă, dar către toate localitățile care au fost afectate.
care a dat apă acasă, a fost comisie de evaluare pentru statul. În case, locuințele nu au fost afectate. A intrat în gospodării, dar locuințe au reușit să se să protejeze. Mai mult a fost contrafeate. Dar eu vreau să spun, drumul este vorba roșii. Când tu ești pe atât concasat acolo? Drumul a fost reabilitat aseară. Știu, eu v-am întrebat când puneți pe atât, nu când reabilitați. Dacă facem dată... Este important să se cunoască și acest lucru, nu? Okay. Este important să se cunoască și acest lucru. Păi prima zi de lucru, dacă să vin să mă pentru că am să vin la presă să facă încă pe aici, nu trecem așa de bun acolo. Tocmai de asta... Dar nu v-a trecut acum. Tocmai de asta l-am făcut, ca să poată să intre o mașină mare. Nu intră acum de trebuie pus pe altă concasată pe dealul ăla. După care dar tot a trecut timp de câteva luni de zile. Că s-a pus pe altă concasată. Dumneavoastră mai e. Eu am fost prezent, să știți. Era în altă țară. Mă aștept de copil, nu știu. Cel mi-a urgit, dar pe acolo exact în altă. Cum să nu l-am urcat cu mașină pompier pe acolo, mă? Nu poate să spuneți pe acolo așa ceva. Dacă nu se pune pe altă concasată, nu se urcă. Și că te-ai fost să fie unii sau bine, așa de un preț. Nu urcă pe acolo, vă garantez. Acum, 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 nu. Până mine, se poate face. Mulțumim pentru sugestii. Nu, la fața locului și vedem. Așa cu sugestiile. Domnul Botucaru, în cazul în care nu știți, sâmbătă noaptea la ora 1 și ceva, eram prezenți cu pompierii ca să analizăm situația. Pentru că de aceea s-a făcut drumul, că v-au plecat în pompieri. Așa credeți dumneavoastră. Să căutați, să căutați raportul de la pompieri. Dar nu știu, eram mai la fel. Hai să treacă mașinile. Nu poți să le de PSD, a făcut doar din dacă nu mai fie pe mine. Da, fie răspeșificat asta. Dumneavoastră făceați drumurile ca să furați bani cu Lucian. Da, nu mă refuzați. Să nu furat bani? Da. Am citat doamne noi, ca să treacă lumea. De asta cumpărați balați mult înainte ca să spălați bani, domnul Butucar. Toată lumea știe. Da, știi. V-ați luat camioane și v-ați luat tot cu domnul. De asta v-ați spălați acum că nu puteți ajunge pe piatra în depozit, prieteni. Exact. Dar mașina aia, mașina, pe podă nu se trec cu mașina astăzi. Pe care podă? Mașina, cum mă, că spunea, cu 3,5 tot. 3,5, exact. Vedeți când am trecut în vorbit, nu? Exact, așa, eu știu ce am spus. Știu exact ce am spus. Dar de ce ați trecut rampă la podul Mărtinaș ca să fie circulabil, să nu trebuie să trebuie. Dar ce nu ați spus dumneavoastră rampa aia? Păi, că ați făcut de zile. Nu prea că trebuie de recepționată, domnul Butucaru. Se pare că... Se poate de urgență, nu trebuia făcut o rampă aia acolo. Care... Dar nu discutăm de asta, discutăm de alte lucruri. Dar trebuie să-ți opui, asta a fost... Da? Asta, că e un care de o calamitate. Rampa trebuie... Ia întrebați-o pe domnul Judele, de ce nu eliberează cartea tehnică de la acolo? Ia spuneți-ne, domnul Butucaru, dacă chiar vreți. De ce nu eliberează cartea tehnică? De nu vă pot spune, nu știu. Dar de ce nu știți? Pe dumneavoastră l-ați adus. Eu? Da, dumneavoastră, cu domnul Bodea, sigur, dumneavoastră ați condus primăria patroa. Sunați-l pe domnul Judele, întrebați-l de ce nu eliberează cartea tehnică. Da, să-l sun, că nu mi-e. Puteți să-l sunați și acum. Nu aveți, nu? Da. Asta nu mai ziceți. Ați făcut proiectul de asfalt până la podul Michelot, ați făcut podul ăsta aici la Mărtina, ați făcut proiectul de asfalt până la podul Ceral. Așa a fost domnul proiectant să vadă ce e acolo în zona aia. Dar la drumul s-a făcut înainte de pod. Da, domnule, așa a fost, da, e foarte logică. Gândiți-o, leac, nu așa e. Am gândit-o și dumneavoastră, ați gândit-o prin mandat, ați gândit-o mult. Mă rugați cu Petre. Ați gândit-o mult, s-a văzut. Podul Mărtinaș a fost avariat în 2018, da? Da. Și când ați început, sau când s-a depus documentația pentru... 2007. Nu cred. Ba da. Mai... Ba da, ba da. Verificați un pic. Ba da, verificați dumneavoastră când s-a semnat, în 2017. Normal că n-are să știți să se iei podul. Ce? Și de ce s-a ajuns la execuția de anul trecut? De ce? Că tot s-a amânat, cum știți. Eu aștept răspunsul de la dumneavoastră să-mi spuneți ce v-a comunicat domnul Judele. Mi-a comunicat nimic. Nu, să-l sunați. Am văzut, da. Să-mi anunțați pe mine de ce nu eliberează cartea tehnică. Eu am văzut. Nu dați numai telefon, după ce nu răspund. Cel mai frumos ar fi la ședința următoare să ne spuneți. Da, dumneavoastră a sunat? Este categoric. Și ce a spus? Că să vadă, da? Să vadă cum o scoată. Da? Asta a fost răspunsul. Să vedem... Deci problema cu piatra. Să puneți mână în mică să intre în romprestul pe acolo. Cum să intri în romprestul? Sigur că e tare.
Itaca, dă Domnul Itaca acolo. Eu am intrat la pe acolo, dacă Domnul Itaca acolo. Nu, nici Roma nu se ferește. Spune, domnul. V-am gândit că am spus la ședință cu domnul primar cu dumneavoastră, v-am și contactat telefonul cu părâul de la Știbor. Ați văzut, nu s-a acționat la timp, nu s-a redat cursul apei pe vechea basamentă, ați văzut apa lupă pe grâns, a inundat toate grădinile acestea oameni, de la Cojoc și până la Rucă. Inundațiile din zona respectivă nu au fost cauzate de Știbor. Da, care a fost? Știborul a urmat cursul, s-au implicat și oamenii din zonă. Am dus și noi. Am dus și sanci acolo și a fost deviat în șans. Deci râul Știbor nu s-a dus în grădinile oamenilor. Toată apa care a venit în grădinile oamenilor s-a deversat de pe șanțul de la DJ care nu are scurgere. Și asta au zis-o oamenii, nu zic eu. Am fost acolo și am întrebat de unde a venit apa. Și mi-a arătat în mod unde s-a scurs apa. Toată apa se vede, toată apa de pe Știbor, fiind pe șanță fundată, a luat-o pe drum, s-a intrat, a plecat, aici s-a dus, toată apa s-a împrăjdeat în spatele grădinilor. Drumul a fost dirijată în șanț la colțul Dani Lungu cu saci de nisipuri. Dacă mergeți acum acolo, și acum cred că sunt saci acolo, că nu-i ridică nimeni. Tot noi o să vrea să-i luăm. Și noi la fel. Și noi la fel. Deci noi am fost prezenți acolo mereu. Mai sunt discuții? Acolo tot nu o să fie probleme. Asta se rezolvă. Acolo deja de vreo două săptămâni discutăm cu oamenii. Am așteptat să vină un vecin de-a lor din străinătate, să ne întâlnim cu toți și să găsim împreună o soluție. Da, ca să știți că am înaintat câțiva pași. Da, că trebuie făcut astfel încât să fie toată lumea mulțumită. Nu am intrat în mod de legătură cu oameni. V-am spus, dacă la timpul respectiv se efectuă oprarea, într-o oră se putea efectuă oprarea cu dirijarea părâmului pe vechea ambasamentă. Asta am spus, oameni. Și tot nu au venit 5 oameni. Asta tot trebuie făcut de lucru. Și tot nu au venit 5 oameni. Și tot nu au venit 5 oameni. Unde este, domnul? Unde este private? Nu se știe că acolo nu este apa, a fost vechea ambasamentă, domnul primar. Acolo a fost părâul, știi, doamna Dana nu este de acord. Cine? Doamna Dana Lungu, că afectează și grădina ei. La fel încă vecinul de Diladea, la fel. Domnul primar, dar părâul, domnul primar. Și mai mult de atât, toată lumea susține că șanțul a fost închis de vreo 2-3 ani și domnul Mutucaru știe problema asta de atunci. Și n-a acționat absolut nimic. Nu are. Așa este. Șanțul este închis și acum, domnul Tugare. Și noi mergem și încercăm cu lumea acum. Știți care este problema? Știți care este problema, domnul Tugare? 4 ani de zile ați putut să faceți, iar aceste probleme, care sunt și în prezent, nu sunt de 4 ani, sunt de 30 de ani. Și toți ați dat pe piciorul în ele care ați fost. Acum suntem noi vinovați că nu ați fost capabili 30 de ani care ați condus primăria și tot ce s-a întâmplat să rezolvați aceste probleme mici până la urmă. Deci am condus noi 30 de ani primăria? A fost PSD-ul, da? Aceste rămâni 30 de ani, spuneți dumneavoastră. Nu, cazul a fost înainte de a-ți face cu chestii de aia acolo. E problemă de 2-3 ani. Așa am zis de 30 de ani că toate probleme. De asta problema se vede de 2-3 ani. Eu am de acest lucru. E vorba de 2-3 ani. Nu vreau să subliniez că domnul Butucaru acum este zmeu și face de toate. Dacă nu face, nu poți de toate. Păi nu, dar nu se vede că ați făcut. Da. Ei, se mai vede un camion, un cum, se mai vede, mai făcut ceva. Dacă nu iesi pod acolo, da. Că e cum și trebuie. Da, da, da. Păi asta e cum, s-a văzut ceva în 4 ani. De asta trebuie că ați făcut ca să fie și să rupe acolo. Să se duce jurat prin curat, da? Ce-a spus domnul Vacar? Dați-mă judecată. Da, da, da. Este că eu am furat, da? Vă rog frumos să consemnați acolo. Vă să fie nicio procesul verbal. Dați-mă judecată. Dar trebuie judecat. Și filmat, nicio problemă. Și atunci ați filmat, despre acolo, procesul verbal. Dați-mă judecată, domnul judecat. Înțeles că vă dau. Nu vei frică, măcar în fața lui Dumnezeu, nu în fața tribunalului. Poți să mă așa ceva. Da, da, da. Lasă, mă, domnule. Aveți camionul în curte? Nu l-am acum. Nu, vă ia afară acum. Păi haideți să nu mai lungim, dacă nu mai sunt discuții, încheiem ședința. Da. Doamne, ce arăt frumoasă, la revedere. Ați fost cea mașină acolo ca să nu-mi punem de vreo cauă, băieți. Da, da, da.